Bine v-am găsit! Astăzi voi face pui umplut cu pastă făcută din ficar de pui. Am nevoie de un pui cam de un kilogram, 200-300 de grame. Înainte făceam cu pui foarte mici, acum nu se mai găsesc. Deci am puiul întreg, căruia i-am desfăcut pielea de pe piept și de pe picioare. Am 3 cepe călite la foc foarte mic, în care am pus piper și boia și sare. Aici am un jumătate de kilogram de ficat fiert și mărunții zdrobit cu furculița. Nu l-am tocat, chiar dacă e puțin mai mare, nu are nimic. Se poate și da prin mașina de tocat, dar mie îmi place mai mult așa. O jumătate de baghetă înmuiată în lapte. Două întregi. Și dacă va fi necesar, voi mai pune sare, piper, boia, dar cred că e suficient, eventual puțină sare sau vegeta de casă. Le amestec. Asta se pune în interiorul puiului și sub piele. Și apoi se va coase. Se face destul de repede și este foarte bun și de efect. În general, la mese festive, dacă faceți așa ceva, este foarte bine primit. Am terminat pasta de pus în pui și am spălat vasul pentru că în el o să pun puiul la cuptor și acum încerc să cos cât mai bine pielea, să nu se rupă. Și după ce se scoate, se trage ața. Se poate pune și în loc de ficat și ciuperci, să se umple puiul cu ciuperci, depinde de preferințe. L-am terminat puiul de cusut, l-am spălat, l-am pus în vas și o să dau cu puțin înlocuitor de vegeta peste el. Așa, și îl voi pune la cuptor la 160-170 de grade, las 45-50 de minute, depinde cum arată să fie rumen.
Așa arată puiul umplut cu cremă de ficat. Vă doresc poftă bună!